Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Așa încep de fiecare dată discuția. Și este ora, să spunem, aproape 8, 7, o fără 20. O fără un sfert. Și bine ai venit, Corina. Corina. V-am găsit. Corina, nu? Da. Corina din? Borșa Maramureș. Iată-te, Corina a ajuns după o perioadă de discuții pe care tot am purtat-o de vreo lună de zile aproape, tatonez și tot, domn profesor, vreau să ajung, să iau și eu niște familii de albine. Iată că ai reușit să ajungi și chiar într-un acum, într-un final, așa suntem aici și putem să mergem și să vedem stupii pe care eu ți-am pregătit, biostupii. Ți-am promis că îți voi da niște familii frumoase, da. Nu te-ai deplasat de acolo așa, puteai găsi familie nu și mai, mai aproape, sigur că da. Discutam acum, dragilor, despre faptul că la transport trebuie să avem grijă să venim cu mașini deschise. Acum spunea, zice, domn profesor, îmi pare rău că nu ați precizat chestia asta, eu n-am știut și iată că am venit cu o mașină închisă. Distanța este foarte mare și chiar dacă ar fi mai mică, este obligatoriu să avem... Nopțile sunt acum calde, nu e ca atunci când e în primăvară, când e problemă. Și dacă ar fi fost remorcuță, dacă ar fi fost o mașină deschisă, camionetă, ceva, atunci ar fi fost foarte, foarte bine. Acum o să găsim soluții, și spuneam, șansa noastră este că biostupul are sertar. Haideți să mergem la stupi, hai să vezi stupii pe care ți-am pregătit. Ei sunt gata de îmbarcare, mai așteptăm câteva minute, dragilor, ca să adune toată albinuța. Nu știu dacă tu îți miroase salcâmul, nu? Simte un pic la miros? Parcă. Un pic, da? De câteva timp, de vreo două zile, a început salcâmul să dea aici la noi. Așa că albinuțile de dimineață pleacă la treabă. Și ai venit chiar acolo, tu ai un pic de salcâm, ai un pic de... Da? E minunat! El a învățat acum cum trebuie să lucreze, nu? La salcâm. Da. Și numai bine le duci tu acolo. Salcâmul acolo nu, că nu s-a deschis. Cred că mai durează vreo săptămână la voi. Mă gândesc și eu. Față de zona noastră de aici. Așadar, aceștia sunt biostupii pastoral. Adică așa sunt nepopulați așa patru, pentru că au venit la Constanța și am dat o parte din familie. Deci spuneam că șansa noastră este una aceea că ei au sertar, da? Și putem să le luăm sertarele. Hai să vedem cu acest, să ți-a arătat. Deci tu mi-ai propus să-ți dau de ăștia staționar, da? Da, stațional. Așa, stațional. Sigur că da. Trage, te rog, stupul este sâmbătă, acum adus de Viorel la Suceava. Se trage sertarul de aici, ușor. Uite, aici. Așa. Așa, vezi? Și noi o să-l scoatem complet. Deci scoatem sertarele ca să putem asigura ventilații. Să aibă aer. Da, să aibă aer. În felul ăsta să asigură ventilații la transport. Dacă ar fi în camionetă, atunci ar circula foarte bine aerul, dar în mers se face curent și foarte, foarte și bine. Și fiind închis. Da, și fiind închis, acum apelăm la chestia asta. La fel să scol și pe următorul, la sertarul ăsta. Te întrebam câte cunoștințe ai în legătură cu apicultura. Mi-ai spus că ai multă tragere de inimă, multă dragoste pentru a te apuca de apucat, ai luat volumele de așa, dar n-ai apucat și să te... Și acesta? Da. Și acesta, patru ai spus, nu? Da. Așa. Vreau să spun că am avut în sertar diafragma cu patru ochiuri. Știi bine, asta ai văzut acolo, da, nu? Așa, diafragma cu patru ochiuri, acum am dat-o deoparte.
n-am mai pus-o pe grilă, pentru că e o singură familie și în buzunărel, eu ți-am promis că îți dau 12 rame pline cu albine, o să deschidem și stupul să vedem, 12, în care 9 sau 10 rame cu puiet sunt. Da? Deci am făcut treaba așa că ai venit de acolo 6 ore de mers. Câți kilometri sunt? 310. 300 și. Wow, 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 wow. Faci 2 ore jumătate. Wow, wow. Dar trebuie să merge destul de ușor, mai ales acum când vă întoarceți. Da. Că se bate albina așa. Acum, deschide tu, te rog, stupul așa, adică să ridici capacul ăsta complet, să ridică complet. Unde și să-l așez? Da, să-l așez lateral. Vezi, aici am lăsat folia. Acum, fiindcă situația ne impune, aceea că avem problema transportului, folia o să o luăm de tot. Ca o să luăm să aibă aer. Să se facă cu fundul și cu așa, să se facă tiraj să se aresească al familia, să nu cumva să pățim vreun necaz. Așa. Și acum pune tu la loc niște lucruri, trebuie să înveți. Pune sita. Asta cum sita. Pun? Cum îl așez? Uite așa. Deci așa îl punem, da? Uite așa. Ca să nu... Vezi, are niște piciorușe. Da, 4 piciorușe. A, așa, acolo. Ca să nu calci direct pe albine, pe nu? Albine, da, să le strivească. Un pic de folie dăm la loc. Nu, dăm la loc. Așa, ca să o prindă un pic. Aha, de. Da. Așa. Așa e bine? Mai mult chiar. Mai mult, 5 cm se trage. Așa. Să știi că apicultura e o știință adevărată. Cine crede că ducem acasă stupii și pe urmă așteptăm să curge, ne ducem cu cana să curgă mierii? Nu. Nu se întâmplă așa. Deci e vorba de muncă. M-ai văzut? Când ai venit, nici n-am putut să stau de vorbă. Numai că ți-am spus, vă duci acolo, n-am timp. Stupii, am văzut, familie. Deci, când am venit, numai ați lucrat. Continuu lucrezi, da. Deci este o activitate foarte, foarte... Acum, să împingem mai mult, știi, ca să se așeze în canalul respectiv. Vezi tu așa. Aici, în spate, e buzunărelul. Cum știi. Buzunărelul și... După buzunărel, este diafragma aceea cu două ochiuri. Aici mai putem pune niște rame și tu, fiindcă nu ai rame acasă. Ba, ai rame sau nu ai? Nu am. Nu ai nimic. Nu. Și trebuie să-ți spun tot eu. Păi, da. Așa să facem. O să facem așa. Deci, în cap 5 rame, o să ți le pun aici, da? Bine. Și rame, o să-ți dau rame nu cu foaie puse, ci rame crescute. Adică, ce să fac de acum? Dacă ai venit, trebuie să scoatem la capăt, da? Așa, asta trebuie să înțelegi, că în clipa în care, mă rog, albina după 2-3 zile se liniștește și se deschide salcâmul, vei face în felul următor. Ramele acestea care le ai aici, 5, începi să pui două în față. Iei două rame cu puiet, căpăcit și le pui aici în spate, da? Dar cum faci asta? O faci scoțând de asta. Afară, da. Da? Ia să ți-o scot eu chiar acum. Aici am pus un hrănitor. Rama cu arbă, hrănitorul, rama capcană, cum este numită asta, și cu hrănitor deasupra. Dacă n-a deschis salcâmul, trebuie să stimulezi în continuare. O zi. Cu sirop făcut, 1:1, 1 kg zahăr, 1 kg apă și cu ceai cu plant de plante în sfârșit acolo făcut și stimulăm până când deschide salcâmul. Altfel, dacă nu stimulăm și nu există... Deci în clipa în care 2 zile nu intră deloc nectar pe rampa de zbor, matca, albina nu mai hrănește matca și matca nu mai ouă. Și apare o pauză din ouatul măcii. Și asta este problemă. O problemă complicată. De ce trebuie să stimulăm? Da? Deci, dăm și pe asta deoparte, încât
o punem aici în sertar, ca să fie toate cele trei ale ei. Așa. Și în felul ăsta avem în clipa de față, aici, posibilitatea să punem cele 5 rame, da? Și vom face un tot. Acele rame le-ai practic, Albina, vezi, trece pe aici prin grilă, prin, da? Ea va veni ușor, ușor și în spate aici. Da, da. Da? Dar ca tu să o ajuți să meargă ordonat, nu lași toate cele 5 rame continuu aici. De ce? Ca să nu se împrăștie Albina pe toată suprafața. Înțelegi? Trebuie lucrat strâns. Însă în câteva zile după ce ecluzionează, se va umple foarte repede stupul ăsta. Da, 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 da? Dar lași numai 2 rame acasă ajungând. Da? Numai 2 rame. Și când vezi că a venit Albina și cere și crește făgurela aici, atunci înseamnă că cere încă o ramă, da? Așa. Ca să nu mai umbli tu acolo, să scoți din cuib. Da, da, da. Deci, practic, faci treaba asta mult mai ușor prin dialogul cu buzunărelul, da? Da. Și în felul ăsta, aici se poate întâmpla foarte bine să fii ca magazii de depunerea merii. Apicultorii care nu au sistemul nostru cu caturi, cu nu știu ce, ei folosesc o diafragmă și atunci în partea asta colectează mierea. Da? Da, da. Dar în condițiile în care noi avem aceste posibilități, biostupul ăsta se poate adapta în toate variantele. Deci când ți se umple cu rame și cu Albina aici, da? Urmează să poți să ridici, să te duci în roiniță, roinița e cea deasupra, unde se populează și roinița ușor, după care se pun caturile, da? Se pun și caturile ca să putem aduna, colecta mierea acolo. Cu cât vei căpăta mai multe informații, cu atât vei sesiza că pe modelul ăsta se lucrează foarte ușor. Deci trebuie vizionate filmele acelea, da, totul. Da, da, normal, de la, da? Început la... Da, la... sunt acolo capăt. 80 de ore de film în, da, cele 6 volume de apicultură, zici că le-ai luat pe, da, da, volumele acelea. Da. Și trebuie să ai informații. Spuneai că o să încerci să mergi cu un vecin, cu tata, că nu știu ce, da, da. Dar tata, chiar dacă a avut stupi vreodată, nu, sau vecinul a avut stupi, el e pe tradițional. Deci o problemă este că nu știe să lucreze cu stupul ăsta, îl surprinde complet. Am înțeles. Da? Deci tot tu trebuie să fii de bază și să găsești surse, resurse. Stai cu ochii pe toate filmele care le punem. Eu o să merg continuu și să vorbesc și de Corina de la Borșa, care vine cu după stupi, pentru că pe mine mă interesează să știi că cu cei de la Constanța, cu Gică și cu George am avut discuții, dar ei mi-au spus așa: domnul profesor, eu am 4 ani de când ați pus primele filme, sunt elevul dumneavoastră la virgulă, v-am urmărit film de film, tot ce este pe internet, tot o văzut. Și sunt vreo 500 de ore de film. Deci din 2010-2011, când am început să pun pe internet, el continuu a urmărit. Fiecare zice, soția... Fiecare episod. Da, 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 soția... Băi, nu te mai culci, e ora 3 dimineață, tu ce faci? Băi, zice, nu pot. Trebuie să văd și... Mamă, o secvență. Da, da, mamă. Da, deci, și... asta spun. Video, manualul, filmele care sunt pe internet, cu lucrările practice, te învață foarte bine, dar tu trebuie să faci asta. Da, da. Deci, acum, pe mine mă interesează la maxim ca tu să reușești. Iar ca să reușești, trebuie să stai tot timpul pe filme și să poți să poți să înțelegi și să aplici asta. Există o chestie de optim. Nici nu se deranjează familia, toată ziua stai pe ele, da, 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 că este grav. Înțeles, da. Se spune că familiile uitate sunt cele mai bune.
Deci asta e în apicultură. Dar nu uita-te să nu te mai duci nici odată pe la ele, da? Să le uiți de tot. Da. Ci e vorba de găsit un optim, să fac numai intervențiile acelea minime care să permită să controlăm și să dirijăm activitatea de acolo. Aici va crește făgurelul. Eu viorelul vine sâmbătă și am pus acum, știi, am făcut stupii ăștia, nu am avut timp să așeze, să construiască, să așa mai departe. Dar acum nu am la îndemână să-ți arăt un făgurel de acela. O să vezi tu concret cum stau lucrurile. Repet, nu-ți rămâne decât șansa documentării. Vizionând filme și stând la fiecare, abonează-te, încât în momentul în care pun eu filmul, să fii atenționată, da? Și atunci o să vezi, eu voi pomeni, repet, și mă voi interesa, așa să zicem, cât voi putea de mult ca să te pot ajuta. Și să reușești, pentru că altfel investiția este fără nicio perspectivă dacă nu ai informații. Să-i luat acum belea pe cap, cum se spune. Da? Până la capăt. Trebuie să duci până la capăt, sigur că da. Da. Acum să facem chestia asta, să acoperim. Ia să faci tu treaba, ca să te obișnuiești. Așa? Așa, da. Și o punem cât mai bine, așa, să se așeze. Și în spate o să punem... Așa o să punem. El are clapeta asta. Cu asta aici, nu? Da, nu. Sau din coace? În momentul în care punem diafragma aceea cu... deci asta, diafragma cu două ochiuri, atunci când dorim să facem o altă familie aici în spate și dăm drum la rampa asta de zbor, acum tu o să lași doar rampa aceea și eventual și pe asta, da? Da, da. Dar nu le lași complet deschise rampele de zbor, adică nu tot spațiul acela, ci pe jumătate, la început, până când el se umple de albine și atunci cere el. Să vezi că nici eu n-am lăsat acolo, am pus o bucățică de polistiren ca să obturez din spațiul respectiv, nu tot spațiul. Da, și am mai văzut că mai folosați și cauciuc. Da, sau cauciuc, sigur că da, se și pot. Și lăsați un pic de spațiu. Așa, spațiul este funcție, toamna este nevoie să-l strângem ordinișul cât se poate de mult, că toamna e pericol de furtișag, să fură albine una de la alta. Și atunci este o problemă complicată. Și de aceea spațiu foarte mic. Dar când e cald și bine vara, când e activitate, când... Tu ce zonă mi-ai referit? Spune că ai salcăm acum și o să mai ai și ce? Pe acolo fâneață, nu bănesc eu? Da. Fâneață, da? Salcăm așa prin comune sau prin sat, pe acolo. Prin împrejurime. Prin împrejurime, așa este, da, să spunem. Dar nu există păduri salcăm, să zicem, lizier de salcăm, nu. Izolați. Izolați, da. Am înțeles. Și în felul ăsta, așa, când se pune aceea, tocmai asta vreau să zic, diafragma respectivă, asta când se pune, atunci pe diafragmă, țin-o un pic în picioare, te rog, așa, ia să o punem ca să înțeleagă toată lumea, să înțelegi și tu, pune-o, te rog, în ghidajul ei. Păi cum, așa? Nu invers. Așa, așa. Deci așa se pune și se pune în ghidaj, se duce până jos, da? Ei, vezi? Când punem pasta calcă perfect aici, iar cea de-a doua vine și pică în și ține diafragma asta, vezi? Uite, vezi că cum a apucat. Ca ea să nu joace. Să nu joace, da. Ăsta este rostul clemei acelea. Atunci când e cald și bine și nu mai lucrăm cu folia, numai bine e să acopere complet, vezi? Uite. Da? Stă pe rama clăditoare, iar grila pe partea asta altă.
rama asta aici. Și până aici vine roința deasupra, caturile deasupra, dar acum suntem în etapa în care pornim, nu, familia de asta la treabă, cu ea pornim la treabă. Da. Ei, haideți să facem operația din nou. Ce am spus că stau și mă gândesc dacă să îi dau drumul la toată albina să vină încoace, că dacă punem ramele, toată albina va veni și în spate, în partea asta. Și se împrăștie prin tot stupul. Dacă nu sunt ramele puse. Chiar dacă le punem. Și atunci o să lăsăm diafragma de aici și o scos tu acasă când începe activitatea, spuneam, de adăugarea ramilor, da? Da, da. Așa. Ramele cele, dacă le ții undeva și la căldură, dă repede găselnița nea. E fluturile de ceară. Și e o problemă. Să țin la rece. Dacă poți să ai, să spunem, într-un, cum zici la noi, la beci. Beci, da? Beci. Așa. Da. Să fie rece, atunci găselnița nu mai e. Da. Și în condițiile acelea îți aduci una, două rame funcții de cât. Și se scoate asta, nu se lasă aici. Da, că dacă da. O scoate, albina n-are până să ajungă aici, nu? Dacă o ții aici. Și atunci o scoatem. O scoatem în perioada aceea, când urmărim, să populăm și buzunărelul. Deci trebuie populat complet toată zona asta. Da? Și după aceea se urcă sus în roiniță și albina dă drumul și urcă și în cat. Da? Repet, acum în scurt timp informațiile sunt foarte multe. Nu-ți rămâne decât filme și te apuci să vizionăm, da, și studiem și iar studiem. Așa, dragilor, spuneam, Corina, foarte hotărâtă, a venit să apuce de apicultură, dorește să facă chestia asta. Stupii sunt noi nouți, vezi, acum sunt adus de Viorel sâmbătă. Când spuneai tu că vii sâmbătă, am zis, hai să vii și sâmbătă, sau vineri vreau să vii iarăși. Nu, vineri, dar nu erau stupii gata. Nu avea mânerie, Viorel n-ajunseseră. Da. Și mi-a zis că ajung sâmbătă, veni aici și nu aveam ce să-ți dau. A, asta e. Da, că am vorbit la telefon. Așa. Așa că doar atât am vrut să vă spun. Deci așa sunt cei patru stupi care tu îi vei lua. Acum, albinusele, vezi, s-au rărit. Deci se poate pleca din clipa asta, nu mai avem nicio problemă. Am înțeles. Așa că ne oprim aici, dragilor. Deci, care ar fi elementele esențiale pe care vreau să le comunic? Anume, trebuie neapărat să ne deplasăm numai noaptea. Unu. De ce nu am plecat azi la 12? Păi jumătate din albine era în câmp. Și atunci tu plecai cu jumătate din albine, da? Și jumătate rămânea mie. Și am spus, nu, cum să fac chestia asta, da? Vă dau rame goale? Ce să facem? Nu. Și de ce am spus? Deci, v-am să zic că sunt numai noaptea să circule, mașină deschisă, nu mașină închisă, și la transport foarte multă grijă acolo unde este zonă denivelată și nu știu ce, că spunea mai devreme că aveți o porțiune mai grea. Să nu scuturăm prea tare. Să nu scuturăm, da, da, da. Dar fiind totuși amortizoare, nu e chiar așa de dur. Așa cum simți tu șocul, albina simte și mai și. Mult mai tare simte șocul la transport. Mai încet, da, da, da. Pe porțiunea aceea unde aveți probleme, mai încet. Nu. 40-50, așa. Am înțeles. Așa că cu aceste câteva informații și cu rugămintea aceea, vizionarea continuă și stat în priză, ca să vezi, păi, și vei fi forțată, că zici, acum să mă duc la stup, deci să fac la stup acolo. Da, exact. Deci ce să fac la stup? Să mă duc la el, așa, exact. Prin exterior. Dar trebuie să vezi acolo cum crez eu și îți imaginez că la lucrarea aceea parcă aș fi lângă tine și
Eu am să mă când... Oricum, dacă o să-mi permiteți, o să vă mai dau cu un telefon ca să... Da, mă dai, dar eu să știi că la telefon îți răspund foarte greu. Da, am văzut că e multă treabă aici. Sigur, dacă a stat tot timpul la telefon, ce fac? Da. Acum știam că ești tu și știam numărul de telefon și... Mă lăsam rama repede și observa că uneori nu răspund. Da, da. A insistat de două ori, de trei ori până când am răspuns. Da. Deci n-am cum să răspund, decât seara. La seara mă iau și cu matematica. Acum mă duc acasă și unul mă așteaptă să-i fac niște exerciții. Deci sunt într-o activitate foarte intensă cu cele două domenii. Cu matematica, videomatematica și videoapicultura. Ne oprim aici, dragilor. La revedere!